Războiul care m-a învățat să trăiesc, de Kimberly Brabaker Bradley. Capitolul 46. Se apropia Crăciunul. Îmi era groază de el. Nu putem merge undeva? Am întrebat-o pe Susan. Tăiam legume pentru tocană. M-a privit uimită. Unde? A zis ea. Cum? Nu mai putea călători nimeni de plăcere din cauza războiului. În gară erau afișe mari pe care scria: Este călătoria ta cu adevărat necesară? Oriunde, am zis eu, departe de aici. Cabana era plină de tristețe, de întuneric și de amintirea lui Jonathan. În vizite la familia ta, poate, i-am propus, la tatăl și la frații tăi. Ar fi fost ca și cum aveam verișori și un bunic. Susan s-a înfiorat. Niciodată în viața ta. Aș vrea să fi fost o idee bună, dar din păcate e una foarte rea. A pus cuțitul jos. Știu că nu înțelegi, a zis ea, dar cred că într-o zi vei reuși. Familia mea mă urăște profund din cauza unor lucruri pe care nu le pot schimba. Aș vrea să nu fi stat lucrurile altfel, dar așa stau. Nu înțeleg, am zis eu. Tu nu ești o loagă, n-ai nimic în neregulă. Problema e la familia mea, a zis Susan. Nu la mine, la ei. Dar greșesc, am zis eu. De data asta, Susan s-a uitat direct în ochii mei. Da, a zis ea. Mama a murit, știi și tu, iar tata greșește. Ar trebui să mă iubească. Nu mă iubește. Nu pot îndrepta acest lucru. E dur, dar ăsta e adevărul. La fel ca mama. Nu mă gândisem niciodată că familia lui Susan semăna cu mama. Încă îi auzeam vocea în minte. Cine o să te vrea pe tine? Nimeni! M-am așezat la masă și mi-am îngropat capul în palme. Jamie a năvălit pe ușa din spate. Am de gând să o tai pe Persnickety pentru masa de Crăciun. E prea bătrână să mai facă ouă, ne-a anunțat el. Ada, de ce plângi? Am ridicat capul cam de un deget. Pentru că pe Susan nu iubește tatăl ei, iar mama noastră nu ne-a iubit pe noi. Jamie a pufnit. Ba, sigur că ne iubește, a zis el și a luat-o pe Susan de după gât. Ne iubești, nu-i așa? Susan l-a sărutat. Așa este, a zis ea. Vă iubesc foarte mult pe amândoi. Era a doua oară când Susan spunea că ne iubește. M-a făcut să plâng și mai tare. Deși habar n-aveam de ce. A doua zi dimineață, în loc să-mi fac temele, am desenat singură un alt fel de hartă. Am început din partea stângă, cu o cutie neagră și o fată închisă înăuntru ei. Pe urmă un tren, pe un tișor, fosta casa lui Susan, cabana în care locuiam acum. Maggie, Ruth și Lady Thornton. Jamie a atârnat de un copac cu amândouă brațele zdravene. Deasupra noastră, balauri care zburau în cerc pe cer. În mijloc, Susan, curajoasă ca Sfânta Margareta, cu o sabie strălucitoare în mână. Ce urmează? A întrebat Susan văzând desenul. Asta e harta trecutului tău. Cum arată harta viitorului? M-am uitat lung la ea. Ce dorești pentru viitor? A insistat ea. Habar n-aveam. Când fusesem evacuată, îmi dorisem la început să fiu fata aceea care călărea și se lua la întrecere cu trenul. Acum devenisem ca ea. Părți din mine erau încă neclare, dar poate că și fata aia o fi fost la fel. O văzusem doar pe din afară. Vreau să merg în multe locuri, am zis. Vreau să călătoresc. Vreau să văd Dresda. Susan m-a luat în brațe. După sfârșitul războiului, așa vei face. Tu ce-ți dorești pe viitor? L-am întrebat pe Jamie. A stat pe gânduri. Să am mai multe găini,